Am văzut că și liderii UDMR stau puțin pe gânduri cu această nominalizare. Domnul Kelemen Hunor spunea mai devreme că în democrații guvernele nu sunt conduse de militari. Sigur, da, e un punct de vedere al domnului Kelemen Hunor. Cu atât mai mult vedem ce iese în urma negocierilor. Cred că deja mâine, poimine, putem avea conturată o formulă, o decizie în legătură cu acest guvern ciucă. Eu, încă o dată, o spun cu convingere, trebuie să avem un guvern care să treacă România de această perioadă categoric. Câțu, prim-ministru, era un eșec total, Câțu a probat că este un prim-ministru incapabil să gestioneze România, nu numai în perioadă de criză, ci și în perioadă de stabilitate. Ca atare, cred că schimbarea până la urmă a domnului Câțu e un pas înainte.